Bun găsit la Cocktail, o nouă ediție în care facem analiza evenimentelor de la Buzău, alături de domnul Vasile Minică, lider cartel Alfa Buzău. Bine ați revenit, domnul Minică. Mulțumesc de invitație. Bun, haideți să începem cu subiectul încă de actualitate, cel legat de demiterea cercetătorului Costel Vânătoru de la Banca de Gene de la Buzău. Duminică a fost organizat un marș de protest la chemarea primarului Constantin Toma. Avem și noi un material pe care o să-l urmărim în cele ce urmează, după care revenim și comentăm. Haideți să vedem acest material. Câteva sute de persoane s-au strâns duminică de la ora 11 în centrul Buzăului la primul miting antiguvernamental după instalarea guvernului Orban. Mitingul organizat de primăria Buzău și moderat de primarul PSD, Constantin Toma, a fost organizat în apărarea cercetătorului Costel Vânătoru, înlocuit la șefia băncii de gene cu Adrian Chesnoiu. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, dar în același timp vreau să mulțumesc partidelor locale care au înțeles că dincolo de politică trebuie să fim alături de oraș și de România. Mulțumesc! Plus, mulțumesc USR, mulțumesc pe România, mulțumesc pe PNP, mulțumesc ALDE cu prefectul tot în frunte și am o rugăminte către membrii Partidului Național Liberal, filială locală, să fie alături de noi, să ne salvăm orașul și, prin treaba asta, și România pe această dimensiune care pleacă de aici, de la Buzău. La miting au venit și invitați speciali, oameni care activează în agricultură sau în cercetare. Participanții la eveniment au afișat pancarte pro-vânătoru, scandând numele cercetătorului buzoian. Sunt țăran. M-am născut în România, mă mândresc că sunt și am rămas aici. Ceea ce se întâmplă astăzi este de neimaginat faptul că un om a dus pe costurile proprii, domnul Costel Vânătoru, tot ce înseamnă o genetică pe care a putut să o mai păstreze. Dar nu mi-am imaginat niciodată că această bancă de gene pe care trebuia numită Costel Vânătoru, dânsul nu și-a auto-intitulat-o, a generat an în rând dașirul consecvență în a studia și a face anumite lucruri. Pe lângă faptul că România astăzi este tributară importului, am ajuns să plătim o sămânță de ardei gras la un leu, un leu 20. Sunt aici, am venit, aseară am auzit de această manifestare de mâhnire pe care cred că o avem cu toții pentru acest om și pentru această idee. Cum spunea Dan Puric, este sămânța neamului românesc, semințele colticole. După câteva zeci de minute petrecute pe platoul din Piața Dacia, manifestația s-a îndreptat către sediul prefecturii, acolo unde primarul Constantin Toma a făcut apel către guvernanți pentru a-l readuce pe Costel Vânătoru la conducerea băncii de gene. Domnule prefect, transmiteți mesajul nostru la București. Banca Națională de Gene, înființată la Buzău, trebuie să rămână în viață cu directorul ei general, Costel Vânătoru. În fața sediului băncii de gene, edilul șef a citit mesajul transmis de Dan Puric. Am început cu acest cuvânt pe care mi l-a transmis Dan Puric ieri dimineața, după ce a văzut ce se întâmplă și vi-l transmit cu mare drag, pentru că este un mesaj foarte profund, foarte creștin și foarte românesc. Destituirea domnului Costel Vânătoru din funcția de director al Băncii Naționale de Gene pentru legumicultură este mai mult decât un act politic necugetat. Este un atentat asupra unei valori de siguranță națională. Domnilor politicieni aflați la putere, prin această măsură irresponsabilă, ucideți fără scrupule, în mod public, o vocație și o conștiință românească. La mitingul de la Buzău nu a luat parte și cercetătorul Costel Vânătoru, demis de ministrul agriculturii, deși el a lucrat la proiectul privind înființarea acestei instituții, iar prin eforturile sale s-au aclimatizat și păstrat 10.000 de soiuri de semințe de plante.
Și avem o declarație a cercetătorului Vânătoru cu o explicație de ce nu a participat la acest eveniment. O declarație care mi se pare mai mult decât concludentă. Sunt preot, abia am ieșit de la slujba de duminică, nu particip pentru că nu am organizat eu protestul. Eu am cerut să nu se organizeze. Nu pot să comentez decizia luată. Le mulțumesc tuturor celor care au susținut și susțin proiectul. Nu e proiectul meu, este un proiect de țară. Nu ar trebui ca politicul să se apropie de acest proiect. Noi în cercetare nu lucrăm cu partide, pentru partide, nu producem semințe sau răsaduri pentru partide, ci pentru țară. Ne gândim la pâinea cea de toate zilele necesară poporului român. Toate partidele trebuie să susțină acest proiect. E de importanță națională, științifică, banca de gene păstrează semințele noastre românești în condiții de siguranță pe termen mediu și lung. Asta este declarația domnului Vânătoru în contextul acelui protest, o declarație dată la Antena 3. Cred că a constatat și domnul Vânătoru faptul că s-a transformat totuși această mișcare inițiată de primar într-o mișcare politică, pentru că mulți dintre participanți au fost membrii PSD. Nu știu cât de reușit a fost acest meeting. Da, era firesc să fie foarte mulți membri PSD și în general cei care, cum să spun, sunt în momentul de față în opoziție, iar PSD-ul cumva l-a sprijinit pe domnul Vânătoru și a sprijinit crearea acestei bănci de gene și acest proiect. Este adevărat ceea ce a spus domnul Vânătoru, că n-ar trebui să pună labele pe asemenea proiect partidele politice și politicul în general. Mi se pare iar o dovadă de un om de înaltă ținută, morală și științifică și că, apropo de profunzime, chiar este profund în ceea ce face și cred că numai pasiunea și profunzimea dânsului a făcut ca multe specii, multe semințe din astea să fie bine conservate, adaptate și așa mai departe și este o adevărată pasiune. Este adevărat că, indiferent ce ar zice domnul Vânătoru, sunt convins de faptul că nu i-a căzut bine această situație, de aia și spune că ar trebui să nu se implice politicul, pentru că intervenția, meeting-ul și toate cele au fost tot de la o intervenție politică. Deci cei de la putere au încercat cumva să schimbe. Am înțeles totuși din comunicatul guvernului că este vorba de un interimar și că lucrurile se vor așeza. Cred că și aceste demonstrații și luări de poziție ale partidelor politice, ale cetățenilor, în fine, al societății civile în general, va pune în gardă și guvernul va lua o decizie echilibrată și în interesul acestui proiect. Da, apropo de ce poziție are guvernul prin Ministerul Agriculturii, comunicatul de presă mie totuși mi se pare destul de clar în ceea ce privește banca de gene de la Buzău și ce vor ei să facă, mai precis să nu mai facă. Zice așa, decizia de delegare temporară a unei alte persoane la conducerea unei instituții din subordine este atributul exclusiv al ordonatorului principal de credite, respectiv al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ok, da, n-a contestat nimeni această atribuție, da? Oportunitatea acestei decizii a urmărit elaborarea proiectului de buget pentru anul 2020, în vederea îndeplinirii atribuțiilor conferite de hotărârea de guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea băncii de resurse genetice vegetale pentru legumicultură, floricultură, plante aromatice și medicinale Buzău. Bun. Astfel, având în vedere că din luna septembrie 2019, de când a luat ființă Banca de Resurse Genetice Vegetale și până în prezent nu s-a primit strategia de dezvoltare a băncii de gene, așa cum a fost prevăzut în articolul 5 al hotărârii, se așteaptă de la noul director, Adrian Ionuț Chesnoiu, să ducă la îndeplinirea acestei prevederi. Cu alte cuvinte, e o critică la adresa domnului Vânătoru că nu a trimis această strategie din septembrie anul acesta și până, iată, în decembrie, la începutul lunii decembrie, astfel că ministrul Agriculturii a luat această decizie să trimită pe altcineva să facă strategia.
Bun. Banca de gene, la acest moment din Buzău, este un proiect nefuncțional, fără să existe dotare tehnică, o strategie viabilă și mai ales fără să țină cont că există deja o bancă de gene la Suceava, pe deplin funcțională, care nu a fost menționată nici în nota de fundamentare, care a stat la baza emiterii hotărârii de guvern cu banca de gene de la Buzău. Reafirmăm determinarea actualei conducere a Ministerului pentru a genera politici agricole prin care să reducem deficitul balanței comerciale și implicit de a utiliza în cultură soiuri și hibrizi obținuți de cercetarea agricolă românească. Domnul Vânătoru, în calitatea sa incontestabilă de cercetător în cadrul stațiunii de cercetare de dezvoltare legumicolă Buzău, poate în continuare să își pună în valoare cunoștințele în vederea dezvoltării sectorului legumicol național, în calitatea sa incontestabilă de cercetător. Păi tocmai au contestat-o înlocuindu-l de acolo. Dar mă rog. Cam astea sunt datele transmise de minister, de Ministerul Agriculturii, și nu văd aici vreun viitor pentru banca de gene de la Buzău. Adică lucrurile sunt destul de... Domnule, e o bancă de gene la Suceava, asta nu are nimic, nu e funcțională. Eu cred că aici, e părerea mea, ar trebui împletită calitatea de cercetător științific a domnului Vânătoru cu experiența de atragere de bani și de punere în practică a proiectului. Cumva cam așa sună și din articol. Și cred că ar trebui făcută o echipă, pentru că într-adevăr, ca să o și realizezi în fapt, trebuie să făcute niște lucruri și avansate niște proiecte din punct de vedere al realizării. Bun. Zice așa comunicatul acesta, care evident este dat cu acordul și cu buna știință a Ministrului Agriculturii, sigur, clar. Cel puțin al Ministrului. Exact. Că din luna septembrie și până în prezent, adică până săptămâna trecută, nu a fost primită strategia de dezvoltare a băncii de gene, da? Așa spune aici ministrul în comunicat. Bun. Ce zice domnul Vânătoru? Mie îmi pare rău că nu am evaluat corect situația atunci când am pornit la acest drum. Nu am luat în calcul în ce țară trăiesc. Ministrul nu a avut bărbăția să-mi spună de ce mă demite. Să-mi spună în fața acest lucru. Am stat împreună cu echipa mea la ușa lui zile întregi. Voiam să-i explic ce înseamnă și ce e cu banca de gene. Și de asemenea voiam să-i mulțumesc că pe 5 decembrie ne-a aprobat bugetul până la sfârșitul anului. Dar nu a găsit timp pentru noi. Păi cum vine asta? Vine omul să zică, poate avea strategia, domne. Uite, domne, strategia. Sau înainte de a da un final la strategia asta... Sau urmarea discuțiilor să fixa strategia, sigur. Să pună, sau, mă rog, să finalizeze strategia, pe care eu cred că o are creionată. Eu cred că are, pentru că experiența și activitatea de până acum, sigur, n-a fost așa fără o anumită strategie, pentru că în urmă domnul Vânătoru a lăsat și are în momentul de față destule lucruri să arate. Deci lucrurile din punctul ăsta de vedere, adică domnul ministru, că domne, știți, ne-a trimis strategia, dar în același timp nici nu l-am primit pe domnul Vânător la discuții, că nu aveam noi timp. Bine. De mai multe ori s-a întâmplat asta. Mie mi se pare, dacă o luăm din punct de vedere politic, aproape că mă așteptam ca în zona Buzăului să înceapă niște lucruri care, cum să spun eu, să amintească PSD-ului că de fapt nu mai sunt la putere. Și un ultim, să zicem, pasaj. Aici o să citesc dintr-un interviu acordat ieri pentru revista Q Magazine, tot de către cercetătorul Vânătoru, care spune așa. Mi se pare chintesența acestui scandal. Cred că deranjează pe mulți ca un patrimoniu genetic al României să fie prezervat de români. Prea ar fi afirmarea identității noastre naționale. Poate că deranjează pe mulți că prin realizarea unui proiect cum este cel al băncii de gene am reușit să punem România pe harta științifică a lumii. Punct și gata. Nu? Dar sunt convins că deranjăm. Păi despre ce vorbim? E grav. E grav. Da, e grav, dar și de noi depinde, de români, cum reușim să ne păstrăm identitatea, să ne apărăm drepturile, să luptăm pentru ceea ce vrem să fim. Breaking news.
Înțelegem că astăzi, la Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților, s-a discutat despre acest subiect. Și că există niște semnale. Acum, dacă cei din PNL au mințit în comisie, o să fie, cum să zic, o problemă pentru ei. Interpelați de parlamentarii de la PSD, inclusiv de Dănuț Pălă, care e vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților. Domne, haideți că o să discutăm, aveți dreptate, s-a luat o decizie pripită, o să discutăm la nivel de partid și așa mai departe. Pe de altă parte, înțeleg că senatorul Romașcanu a discutat cu Rareș Bogdan și cu tot de la PNL, Motreanu, care și el are o funcție destul de importantă PNL. Și că, de asemenea, au existat promisiuni, adică în zona asta. Există, totuși, mai există această, deci, în speranță pentru cei care îl susțin pe domnul Vânătoru, pentru Vânătoru, până la urmă, să se revină asupra deciziei. În ce termen, în ce condiții, nu se știe. Eu sunt convins că se va reveni, pentru că și persoanele care le-ați nominalizat și, în general, fruntașii partidului, în primul rând, nu au niciun interes să piardă din imagine, pentru că ceea ce a făcut Vânătorul la Buzău, și știm foarte bine că a fost inclusiv mediatizat și imaginea dânsului și realizările, nu face bine partidului de guvernământ dacă nu revine asupra acestei decizii. Domnul Vânătorul, în accepțiunea mea, trebuie sprijinit, pentru că e adevărat, e mult de lucrat, de elaborat și așa mai departe, și într-adevăr singur chiar nu poate face față, pentru că e mult de lucru pentru a pune la punct acum toată logistica pentru această bancă. Da, două lucruri desprinde de aici. Un lucru care nu ar trebui să, de care n-ar trebui să ne ferim să-l spunem, pe care să-l spunem mereu. Un ministru al agriculturii îl ține la ușă pe unul dintre cei mai buni cercetători, dacă nu cel mai bun în horticultură. În domeniul ăsta, care cred că la ora actuală e cel mai bun. Da, deci îl ține mai mult timp la ușă și nu îl primește. Că îl ține, da, putea să-l țină, dar nu îl primește. Ceea ce mi se pare destul de rușinos pentru un ministru, mai ales nou. Cei care vin, știți că e deschiderea aia de început. Da. Hai să facem, hai să ne apucăm, nu știu. Și cum să spun, care n-ar fi fost decât benefic pentru ministru, în sensul de a vedea despre ce lucruri este vorba, de a se informa cu privire la anumite lucruri serioase și de la oamenii de la care are de învățat în domeniu. Bine, pare să că această lipsă de, mă rog, de colaborare, o aroganță asta să nu primești totuși pe, să-l primești la minister pe cercetătorul Vânătoru, pare să aibă legătură acest lucru cu ceea ce s-a întâmplat ulterior, adică știa ministrul că va schimba acolo niște treburi. Da, acum, dar bine zice domnul Vânătoru că n-a avut bărbăția să-i spună în față. Sigur. E mult de discutat și nu avem elemente, că cineva, știți cum e vorba aia, cineva a urmărit, pentru că prea rapid s-a ajuns la situația băncii de gene de la Buzău, la domnul Vânătoru, adică a fost o chestiune aproape premeditată a noului guvern. Ați văzut-o pe Dăncilă, era acolo la banca de gene. Bine, acum să spunem și în completare tot tabloul, că pe lângă proiectul ăsta cu banca de gene s-au gudra mulți. Da. Și totul a culminat cu acea vizită a fostului premier al României, Viorica Dăncilă, în campania electorală, când, da, pe ultima sută de metri a campaniei electorale, în turul 2, când a venit la Buzău și a vizitat banca de gene. Și a fost întâmpinat de domnul Vânătoru. Da, pe am zis mai devreme că, cum să spun, cineva a urmărit să atrag atenția și să, cum să spun, să aduc aminte că de fapt acest proiect nu a fost realizat în vechea guvernare, ci va începe de la zero în actuala guvernare. Da, vom continua să fim cu ochii pe acest subiect. Astăzi deocamdată a fost liniște, n-a mai fost niciun protest, nimic. Joi, nu știu, am înțeles, că nu știu dacă s-o mai ține, că ar fi un meeting în fața prefectului. Da.
Poate între timp să iau o decizie. Bun, și să vedem ce face domnul Chesnoviu, trimis aici la, dacă face strategia, dacă s-a apucat de strategie. Și că domnul care a zis, domnul, ce să fac eu dacă nu mă pricepe de asta? A zis foarte bine, nu? Să pricepe și de-aia am spus eu că ar trebui făcut echipă și colaborare pentru a realiza ceea ce este de realizat. Avem prefect cu patalama, ieri a depus jurământul, ieri dimineață, într-o ceremonie organizată într-un mod inedit, interesant, mai mulți prefecți care au depus jurământul prin videoconferință. Ați mai văzut așa ceva? Tehnica asta modernă, păi, ce poate să facă. Haideți să-l urmărim pe domnul prefect cum a depus jurământul. În această dimineață, la ora 9, a avut loc ceremonia de învestire a prefectului Leonard Dimian. Atmosfera a fost oarecum stranie, pentru că nu a fost prezent niciun reprezentant al guvernului, iar la masa prezidiului, alături de Leonard Dimian, nu a stat nimeni. În cadrul unei videoconferințe, mai mulți prefecți, printre care și noul prefect de Buzău, Leonard Dimian, au depus jurământul. Guvernul României hotărăște privire la exercitarea cu caracter temporar în conținerii a funcției publice de prefect al județului Buzău pentru a fi ocupat de către domnul Dimian Leonard. Așadar, dau citire hotărârii de guvern. Având în vedere, pe vederile articolului 394, aliniatul 2, litera D și aliniatul 3, aliniatul articolului 397, litera A, articolul 509, aliniatul 3 și articolul 530, aliniatul 3 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ cu completările ulterioare și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol primit. Domnul Dimian Leonard exercită în caracter temporar în condiții de lege funcția publică de prefect al județului Buzău. Semnează premierul României, domnul Dovin Mărma. Mă rog să vă ridicați. Eu, Dimian Leonard, numit în funcția publică de prefect al județului Buzău, prin hotărârea Guvernului numărul 921 pe 2019, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile art. 251 alinia 3 din ordonanța de urgență a Guvernului 57 pe 2019 privind codul administrativ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Buzău. Așa să ne ajute Dumnezeu. La învestire, noul prefect a declarat că obiectivul său este ca instituția prefectului să fie de acum mult mai aplecată asupra problemelor oamenilor. În primul rând vreau să mulțumesc primului ministru Ludovic Orban pentru încrederea acordată și pe această cale vreau să-l asigur că programul guvernamental va fi implementat fără rabat în județul Buzău. De asemenea, sper să reușesc și cred că o să reușesc ca instituția prefectului să fie mult mai deschisă către nevoile cetățenilor județului nostru. V-ați format o echipă la nivelul prefecturii? Încă lucrez, dacă vă referiți la cabinet. La nivelul prefecturii, funcționarii prefecturii sunt deja o echipă cu care eu am conlucrat timp de 6 luni în calitate de subprefect. Tot astăzi, din prima zi de muncă, Leonard Dimian a susținut și ședința de colegiu prefectural, dar și Comitetul Local de Combatere a Bolilor. Da, iar aspecte de la această ședință a colegiului prefectural o să avem puțin mai încolo, pentru că vreau să citesc reacția președintelui PNL Buzău legată de numirea prefectului din partea ALDE, da? Pentru că domnul Dimian a fost susținut și pentru funcția de subprefect și pentru cea de prefect mai nou de ALDE. Una dintre, zice domnul Romanescu, Cristian Romanescu, deputat, președinte PNL Buzău, una dintre condițiile pentru a ajunge la România normală a fost înlăturarea PSD de la guvernare. Acest lucru nu s-a putut face însă fără anumite costuri. Alianțele cu celelalte partide democratice au făcut parte din aceste costuri, algoritmul lor fiind unul care a țintit și județul Buzău. Ne menținem însă pe drumul spre o Românie normală, drum care nu se parcurge peste noapte,
care pentru partidul nostru poate însemna la un moment dat sacrificii, dar cu sprijinul celor care sunt lângă noi, suntem convinși că îl vom străbate. Uneori jocurile politice nu țin seama de situațiile reale din teritoriu. Cumva este bine de reamintit că voturile pleacă din teritoriu către vârf și de aceea părerile noastre ale celor din teritoriu contează. Ne oprim aici, că înțeleg că avem și un telefon, un telespectator. Bună seara! Bună seara, nu mă speriați, aveți de bine! Nu, gata, ia ziceți, doamnă! Haideți să vorbim să de lucruri, spune nu numai lucruri necurate! Ia ziceți, doamnă! Lăsăm parlamentar, lăsăm toate la pământ, că nu ne ajută cu nimic! Haideți să vorbim de sistemul din protecția copilului! Da, doamnă, o să vorbim și despre asta. Nu m-a refuzat acum. Nu, am zis o să vorbim și despre asta, spuneți. Este vorba de copilul care a murit în mine când fac cu Marchiloman. E pe lista aici. Ce fel de program avem noi cu protecția de copiii la 18 ani afară din sistem și copiii să omoare? Rămâne tineretul, moare tineretul pentru parlamentar și tot oamenii care nu știu să conducă țara. Cine a fost cu Ceaușescu? Nu era copii moștineret mult. Ce facem în sistemul ăsta? Am și eu copilă proastă pentru oameni. Eu pe legrezesc ăsta săracul, nu părinți, nu pui nimeni. N-avea ce fiți la tata afară din sistem. Unde să se aducă pentru el? Că acum e la capelă la Sfântul Gheorghe. Vine primăria Buzău să bată ce zale acolo. Că de acolo vin acum. Să bată ce zale acolo. Un copil fără părinți, fără fără niciun viitor în viața lui. Vă gândiți de acolo să vă acut preotul milă la biserica Constantinței Rână să reformăteze. Ce fel de primărie avem în orașul ăsta? Ce face domnul primar? Ce face protecția copilului? De copii afară din sistem, rămân pe drumurile nimănui. Domnul din Plătău, auzi ce îi spun eu? Avem numai grijă de parlamentari, de oameni din partidă. Hai să avem grijă de copii, domnul reporter. Eu casă că l-am văzut un minic că l-am fost din apă. Credeți-mă că am plâns cu vorbe că-s mamă de 14 copii. Că-s mamă de 14 copii. Dar mi-a pătrit să nu-i apărăță. Dar că asta n-a fost protecție. La 18 ani l-a dat afară din protecția copilului. Bun. Nu sunt servicul o să discutăm și despre acest lucru, inclusiv despre... Eu vă mulțumesc că m-ați înțeles. Da, v-am înțeles perfect, mai ales că avem acest subiect în dezbatere în această emisiune. Fac o precizare înainte de a ajunge la acest subiect, că nu a fost dat afară, ci a cerut, pentru că astea sunt cutumele. O să explicăm și din punct de vedere legal de ce se întâmplă ca... tinerii, odată ajungi la vârsta majoratului, sunt nevoiți să părăsească, ei nu sunt dați gata, au împlinit 18 ani, hai. Există o legislație, există și niște măsuri, că în unele situații nu reușesc niște încercări de integrare în societate, este cu totul altceva. Dar o să discutăm mai încolo despre acest subiect. Revenind la ce spunea domnul Romanescu, practic eu înțeleg că mai pe românește spune, domnule, că ar fi trebuit să fie al PNL-ului, dar astea sunt jocurile politice. La moțiune ALDE de la Buzău, prin cei doi parlamentari, ALDE a votat pentru căderea PSD și și-a asigurat șefia prefecturii. Da, negocierile au fost anterior picării guvernului, asta spune, și că înțelegerea și sprijinul de care s-a bucurat la momentul respectiv și ulterior în cadrul sprijinirii proiectelor guvernamentale în Parlament a făcut ca PNL-ul să accepte această situație. Da, oricum PNL va avea subprefectul la Buzău, cu sprijinul PNL va fi numit. Vom vedea zilele astea. Înțeleg că lucrurile sunt destul de avansate și în privința numirii subprefectului. Înainte de pauza de publicitate, spuneam că a și prezidat Leonard Dimian prima sa ședință de colegiu prefectural. Nu o să dăm material pentru că nu mai avem timp. Înainte de pauza de publicitate, spuneam că o să menționez că la această ședință nu a avut nicio interpelare prefectul, noul prefect, adică directorii și-au citit rapoartele de activitate, o oră și ceva,
prefectul doar le-a mulțumit la finalul prezentării, deși au fost mai multe subiecte care sunt destul de importante, lansate, oarecum provocate de unii dintre șefii de concentratelor. Și vreau aici să îi ofer o bilă albă domnului Dimianu, pentru că la sfârșitul ședinței a recunoscut pasivitatea pe care a explicat-o prin emoțiile inerente ale zilei și încărcătura puternică pe care a avut-o cu ocazia numirii sale ca prefect. Până la urmă, adică nu s-a făfilat. Domne, stați așa că n-a găsit alt. Asta e. Dar că pe viitor nu se va mai întâmpla așa și va avea o dezbatere cu șefii care prezintă rapoarte de activitate în Colegiul Prefectural. O să luăm o pauză de publicitate, după care venim și discutăm și despre cazul tânărului care s-a sinucis, dar și despre cazul unui alt tânăr care a evadat de la Săpoca și care s-a spânzurat. A fost găsit spânzurat de polițiștii care l-au căutat. Revenim imediat.